Președintele Organizației ONPR Neamț, senatorul Liviu Bumbu, a reamintit presei locale prezentă la conferința de presă ce a urmat ședinței Biroului Politic Executiv al Partidului de joi 10 martie, că organizația ștețeană se readună după cele două cutremure politice prin care a trecut în ultimul an și jumătate. Moartea ex-președintelui Partidului și Consiliului Ștețean Culiță Tărâță și trădarea din interiorul partidului de către ex-președintele Constantin Iacoban, care a sărit recent în barca ALDE. După cum bine se știe, noi am avut două cutremure, unul foarte mare, care nu mai putem să recuperăm pierderile. Ne referim la pierderea președintelui domnul Culiță Tărâță. Un cutremur mai mic, așa, fără efecte prea mari, plecarea președintelui. S-ar părea că după ce am fost sabotați din interior, dar așa e lumea politică, pierderile noastre pe care le-am contabilizat ultimele săptămâni sunt minime, în adevăratul sens al cuvântului. Avem organizații aproape peste tot în județ, mai avem doar câteva comune, le numărăm pe degetele de la o mână unde trebuie să definitivăm organizațiile și candidații. Senatorul Liviu Bumbu a recunoscut că și organizația de la Neamț a trecut printr-o perioadă destul de dificilă de reorganizare și așteptare, cauzată și de indeciziile de la centru, unde conducerea centrală nu se hotărâse cum se va merge în alegerile locale. Pe propriile picioare sau alături de un PSD, plin de frământări interne la București și în teritoriu. Am rămas un pic mai în urmă, intenționat să comunicăm candidații la municipii, la orașe, la capitala de județ, la comune, pentru că mai aveam nevoie de clarificări la nivel național și județean. Aceste clarificări în ultima săptămână au fost făcute, în mod evident, vă poate da informații mai puternice și cu autoritate mai mare domnul președinte Valeriu Steriu. Nu pot remarca decât atât că toți colegii noștri, aici a fost un birou restrâns, pot să spun, dar birou județean, colegii noștri vor să candideze și vor să învingă. Președintele ONPR Neamț a anunțat faptul că în prezent partidul are liste complete de candidați proprii în peste 70% din localitățile județului Neamț, unde au fost reconstruite de la zero sau păstrate organizațiile locale ale partidului, în ciuda presiunilor de tot felul, din partea PSD sau a altor formațiuni, cum ar fi ALDE, care au dorit să le pirateze oamenii. Noi de mai mult timp avem candidați în majoritatea, stabiliți în majoritatea localităților, deci peste 70 de localități. Faptul că am întârziat, trebuie să recunoaștem că s-a datorat sau a fost cauzat și de indecizia un pic care s-a manifestat de la centru în privința colaborării cu celelalte partide, în special cu PSD-ul. Dar exact așa cum este dorința tuturor din țară și din județ, vor să candidăm singuri, să mergem pe liste singuri, deci nu-i nicio problemă. Sigur că se întâmplă un fenomen. Acolo unde ne-am anunțat candidați puternici, au început presiunile de toate felurile, atât din partea unor administrații locale, dar și din partea instituțiilor descentralizate sau, știu eu, anumite autorități. Deci, sincer, au apărut presiuni și au devenit țintă. Președintele ONPR Neamț a recunoscut faptul că romanul reprezintă pentru organizația ștețeană o vulnerabilitate cauzată de faptul că a fost și va rămâne un fief al PNL și că atât actualul președinte Gabriel Andrici, cât și ex-secretarul de stat Alin Antochi sunt oameni pe care nu se mai poate conta în alegerile locale din iunie. Da, romanul este o vulnerabilitate, dar care o putem transforma în avantaj și vă spun sincer că suntem asaltați de către persoane doritoare nu numai să adere la ONPR, ci să candideze. Dar este adevărat, va fi una dintre ultimele decizii. Este o vulnerabilitate. Iar cei care nu-i vedeți alături de noi, este decizia
lor, dar eu vă spun din nou, fără a face paradă, per ansamblu, per total, pierderile sunt foarte mici. Alina, tot mai face parte, mai e parte din organizația. Da, nu și-a dat emisia nimic, dar sunt alte priorități în activitatea dânsului, să-și consolideze cabinetul și alte activități. Și la nivel județean, decizia UNPR de a-și revizui poziția față de PSD, pe care l-a sprijinit în obținerea șefiei Consiliului Județean, putea fi maximizată mai mult în avantajul partidului. Va crea probabil ușoare umoruri, ceea ce vă spun, că acum, făcând o analiză retrospectivă, considerăm că puteam să avem o poziție mai bună, adică n-am maximalizat la cel mai înalt nivel șansele și încă reanalizăm această posibilitate. Senatorul Liviu Bumbu dă asigurări electoratului nemțean că va milita în continuare doar pentru interesele cetățenilor și nu va face jocurile niciunei formațiuni politice, fie că aceasta se cheamă PSD, fie că se cheamă PNL.